Comuna Godeanu a intrat în carantină pentru 14 zile. Cetățenii au fost deja informați cu privire la noile măsuri ce trebuie respectate. Astfel, începând de ieri, declarația pe propria răspundere, legitimația sau adeverința eliberată de angajator vor fi accesoriile de bază. Circulația pe drumurile publice este strict interzisă, fără motive bine întemeiate. În comuna Godeanu, rata de infectare a depășit cu mult 8 la 1000 de locuitori, motiv pentru care cetățenii nu vor mai putea circula pe drumurile publice fără declarația pe propria răspundere. Pentru a preveni amenziile pe bandă rulantă, motivele trebuie să fie bine justificate. Această măsură trebuie respectată de către locuitorii comunei timp de 14 zile. Astfel, pentru 2 săptămâni, aceștia nu trebuie să părăsească localitatea. Comuna mehedințeană Godeanu, împreună cu satele aparținătoare acesteia, au intrat de ieri dimineață în carantină pentru 14 zile după ce rata de infectare a depășit 8 cazuri la 1000 de locuitori. Întreaga comună se află în scenariul roșu, astfel locuitorii din toate satele arondate trebuie să se supună măsurilor impuse. Reprezentanții prefecturii județului Mehedinți au făcut deja cunoscută această măsură, informând cetățenii despre condițiile ce trebuie respectate pe timpul carantinei. În comuna Godeanu a fost instituită măsura carantinării zonale, începând cu data de 28 martie, ora 8, pentru 14 zile, adică până în data de 11 aprilie, ora 8. Măsura a fost propusă ca urmare a faptului că incidența cazurilor de COVID-19 a depășit 8 în Godeanu. Cetățenii trebuie să cunoască faptul că circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, în baza declarației pe propria răspundere, a legitimației de serviciu sau a unei adeverințe eliberate de angajator. Carantinarea comunei pare să fi fost singura opțiune, astfel încât rata de incidență la 1000 de locuitori să fie în scădere. Numărul celor infectați sperie întreaga comunitate, iar COVID-19 nu se oprește din a face victime de la o zi la alta.